La 23 de ani, Adelina Țigănașu este un exemplu de energie, voință și curaj. Studentă la Facultatea de Drept, protagonista noastră activează în domeniul juridic. Pe lângă programul de lucru încărcat, tânăra își ocupă timpul cu diverse activități. Are multe pasiuni frumoase, astăzi însă vorbim despre una dintre ele și anume crearea panourilor interactive destinate copiilor. Deoarece cunoaștem cu toții curiozitatea celor mici pentru lucruri interzise, Adelina a decis să creeze aceste busy board-uri care au menirea de a ține ocupat copilul, dezvoltându-i în același timp abilitățile creative, ușor și eficient. Cu certitudine cunoaștem că fiecare părinte este împlinit și mulțumit atunci când copilul său este fericit și are posibilitatea de a crește și se dezvolta într-un mediu sănătos și corect. Pasiunea mea, de fapt, are rădăcini încă din copilărie. Mi-amintesc cu certitudine, cu exactitate, momentele în care părinții mei își făceau griji la fiecare pas de orice acțiune pe care o făceam eu. Cu siguranță putem vedea în fiecare zi grija fiecărui părinte în ochi față de copiii săi. Copilul, jucându-se cu un astfel de panou, își dezvoltă în primul rând încrederea în sine. Cu astfel de activități mă ocup de asta primăvară, mai exact la sfârșitul primăverii. De obicei, eu mereu spun că primăvara pentru mine este momentul înfloririi. Creând aceste panouri, Adelina se simte și ea un copil care încearcă să pătrundă în mintea lor să înțeleagă cu ce le-ar plăcea să se joace. Cumva evadez sufletește de monotonia zilnică, de lucrurile obișnuite pe care le fac zi de zi, dimineață până seară. Este pentru mine o relaxare. S-a inspirat dintr-o frumoasă vacanță petrecută în Italia. Acolo văzuse astfel de obiecte care i-au trezit interesul. Busy board-urile respective conțineau mai mult jucării fabricate, chiar din uzină, adică ele conțineau foarte mult plastic și probabil am decis puțin să modific conținutul acestora, deoarece, după părerea mea, în ziua de astăzi sunt o mulțime de jucării care sunt fabricate din plastic și nu sunt neapărat cele mai utile și cele mai folositoare. Întoarsă din vacanță, a uitat cumva de această idee, revenind la ea abia după 3 ani, când și-a spus că acum e momentul când ar putea să meșterească ceea ce și imaginase cu ceva timp în urmă. Mai mult am încercat să fac aceste busy board-uri fără a avea intenții de a le comercializa sau a le vinde. Am decis să le fac pentru, deoarece am mulți nepoți, am decis să le fac pentru ei, pentru rude apropiate care au copii, pentru prieteni. Apoi m-am gândit că deoarece ele pot fi utile și altora, să încerc să fac și pentru alte persoane. Referitor la achiziționarea materialelor pe care le folosesc, cel mai complicat a fost să găsesc de fapt planșa, suportul pe care le creez. De fapt, și acum cred că această activitate nu este pentru domnișoare, deoarece, mă rog, nu au cunoștințe destul de vaste în acest domeniu, însă am încercat și cred că mi-a reușit. Până a găsit materialele de care avea nevoie, a colindat multe întreprinderi uzine care se ocupă de confecționarea lemnului. Într-un final, a reușit să-și facă rost de lucrurile necesare, dând naștere astfel unei serii de jucării educative. A fost dificil să aleg formele și dimensiunile, deoarece dacă alegeam prea mic, risca ca să nu fie stabilă, dacă alegeam prea mare, risca să fie un pic mai mare pericol pentru copii, pentru a nu se răsturna. Mă strădui să folosesc, de fapt, pe aceste panouri lucruri care le găsim și în casă, însă care sunt periculoase, de exemplu, aceleași prize și întrerupătoare care sunt conectate la energie electrică. Fiecare părinte interzice copilului să se joace cu aceste elemente, fiind periculoase pentru ei. Meșterița a găsit soluția potrivită pentru a satisface curiozitatea micuților și a oferi liniștea adulților, creând jucăria complexă. Amplasând pe acest panou obiectele interzise, copilul își dezvoltă creativitatea. Elementele principale care le folosesc pe aceste panouri sunt prizele, întrerupătoarele, becurile, desigur, așa zisul șarpe. El îl ajută pe copil să-și aleagă singur ceea ce îi place, adică însuși intrarea și ieșirea pe care el vrea să o folosească. Este destul de interesant pentru copii. Fiecare părinte solicită ca acest șarpe să fie panoul lor. Fiecare element practic poate fi dezasamblat și modificat. După cum am spus, aceasta ajută la dezvoltarea imaginației și creativității copilului.
Mă strădui ca pe fiecare panou să folosesc astfel de uși, care implică mai multe sisteme de închidere și deschidere, cuiere diferite, lăcățele, zăvorașe. Mai folosesc și altfel de elemente care au ca scop iluminare, de fapt, acest element și însăși lanterna. Foarte mulți copii adoră lanternele. Mai folosesc și spini, așa zisele spinele care se rotesc, roțile, închizători diferite, fermoare, prize care pot cu ușurință să introduci. Mă strădui să folosesc de asemenea și ceasuri de acest gen pentru a ajuta copilul să învețe ora și să-și cronometreze timpul. Busyboard-urile sunt create pe două părți și pot fi ajustate la înălțimea copiilor. Ele cuprind un șir de obiecte curioase pentru micuți care îi ajută să-și concentreze atenția. De ce am pus această claviatură? Simplu, copiii iubesc să pipăie, să apiese, să folosească acest element de regulă la maturi, care îl regăsește la maturi. De asemenea, avem un labirint care la fel implică motorica copilului, ajută să găsească diferite posibilități și ieșiri. Șiretul, așa zisul șiret, care la fel îl ajută să învețe, să lege. Și aceste rotițe. Este o mică debalansare, de motiv că copilul singur poate să ajusteze, să schimbe, să găsească acel pas corect care să facă. Dimensiunile pe care le are un busyboard sunt de 50 pe 60 de centimetri și sunt destinate în special copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani. De ce de la 1 până la 3 ani? Deoarece copiii atunci sunt practic hiperenergici și au nevoie de o activitate în permanență. Curiozitatea lor nu are limite, de aceea aceștia sunt mereu predispuși să facă diferite activități care li se interzice de regulă. Cu ajutorul busyboard-urilor, copiii își dezvoltă creativitatea, imaginația, își dezvoltă gândirea, motorica, de asemenea învață să găsească ieșiri din situații și să rezolve orice problemă cu ușurință. În viziunea mea, pentru a crea astfel de panouri nu este necesar practic de nimic altceva decât imaginație și dorință. Orice lucru este posibil de făcut atunci când îți dorești aceasta. De asemenea, consider că pentru a crea astfel de panouri este nevoie, în primul rând, de timp. Pentru mine este un pic mai complicat, deoarece activez până la ora 5 și când ajung acasă sunt destul de epuizată, însă, deoarece este o pasiune a sufletului, găsesc timp pentru a face și aceste panouri, uneori chiar și până târziu. Confecționarea acestor lucrări poate dura de la 3 zile până la o săptămână, în funcție de complexitatea panoului, de dimensiuni, forme și elemente. Da, e nevoie și de forță aici, deoarece nu e unul dintre cele mai ușoare lucruri. Utilizez mai multe instrumente. S-ar părea că nu sunt deloc pentru niște domnișoare, însă mie îmi place să le folosesc și deja m-am acomodat. Le-am grămădit pe parcursul timpului, nu am putut să le chestionez pe toate odată. Și mă strădui în continuare să le folosesc. Cel mai des utilizată de către mine pentru crearea acestor panouri este de fapt șurubelnița electrică, care îmi simplifică foarte mult lucrul. O utilizez absolut la aproape, practic, la toate elementele amplasate pe panourile interactive și cu ea pot ușor suci, dar și desuci unele elemente. Aceste rotile și acest labirint sunt făcute pentru o programă specială care am învățat-o foarte greu, nu sunt specialist în acest domeniu, am învățat programa Vector pentru a crea schema acestor elemente. Apoi a urmat tăierea acestora cu un laser specializat pentru aceste detalii. Și deja prelucrarea, șlefuirea, vopsirea. Pentru a ne demonstra cum are loc procesul de lucru, Adelina a trecut la partea practică. Panoul respectiv este confecționat deja aproximativ 70%. Mai urmează să mai amplasez încă câteva elemente,
precum sunt aceleași șireturi și elemente de decorative, însă chiar și același spinner. Pentru amplasarea acestor elemente, la fel voi folosi șurubelnița electrică. Mai întâi de toate fac o schiță pentru a amplasa găurile și a executa găurile frumos și liniar. Apoi deja trec la practică. Pentru amplasarea șireturilor folosesc astfel de elemente. Prin ele, respectiv, se introduce șiret. Eu deja am procurat aceste chestii. Deci, am finisat montarea acestui detaliu. Am executat imitarea unui legământ de șiret. După cum am mai spus, cu ajutorul acestui element panou, copilul învață să-și lege singur șireturile. Voi amplasa diferite figurine pentru a face panoul mai frumos și mai atrăgător pentru copii. Deja am pregătit aceste detalii care au fost prelucrate și vopsite. La fel au fost confecționate prin folosirea laserului. Deoarece unele elemente nu le pot amplasa cu șurubelnița și cu diferite cuie, uneori folosesc acest clay fierbinte pentru a amplasa unele elemente, cum este și acest spinner. Cam așa arată un panou interactiv creat de mine. Acesta este practic gata, mai urmează să mai amplasez încă câteva elemente. După cum ați văzut, este un proces îndelungat și implică mult timp, însă rezultatul merită. Îmi face plăcere că lucrările create de mine bucură atât copiii cât și părinții. Jucăriile sunt create pentru a reda la scară mică realitatea și a oferi copiilor miniaturi reprezentative ale lumii adulților. Executate în toate formele și culorile, copiii își construiesc propria lume în jurul acestora. Scopul lor nu e doar unul distractiv, ci se extinde pe o arie mult mai mare. Adelina este omul care caută mereu să ofere emoții pozitive celor din jur. Îi plac provocările și caută mereu să descopere lucruri și activități noi din care se poată crea diverse instrumente pentru educația copiilor.